Da. Da, da. Arată bine. Înalt. Brunet. Bronzat. Și ce picioare? Ce? Uite, și culege flori. Ce drăguț e! E perfect! E adevărat că fumează, dar asta nu mă deranjează. Și e medic la spitalul central. Îl cunosc de puțină vreme și îmi dau seama că nu știu prea multe despre el. Până ieri n-aveam nicio problemă. Dar ceva în privirea lui mi-a atras atenția. M-a făcut să fiu mai atentă la ceea ce spune, la ceea ce face și... m-am îngrozit. Azi i-am urmărit fiecare mișcare. Dimineață făceam cafeaua în bucătărie, dar îl priveam cu coada ochiului. El spălase pe jos și podeaua era foarte alunecoasă. M-a relaxat, dar eram sigură că abia așteaptă ca eu să alunec pentru că apoi să sară pe mine. Și cu mișcare delicată, dar precisă, să-mi rupă gâtul. Am pășit foarte atent. Și imediat mi-am dat seama. Vroia să mă ajunge. Se așezase la masă și ungea o bucățică de pâine. Eram cu tot timpul cu ochii pe cuțitul de unghi. Un cuțitaș inofensiv la prima vedere, dar foarte bine ascuțit, pe care îl cumpărase zilele trecute. N-am înțeles atunci de ce. Pe la 9 dimineața a plecat la serviciu. Ziua a trecut foarte greu. Mă tot gândeam ce să fac. Pe la 5 după amiaza s-a întors. S-a pus la fereastră și a aprins o țigară. Dar mai mult ca sigur că se întreba unde e cuțitul. M-am apropiat pe la spate de el. Mă gândeam, cel mai bine ar fi să lovesc în gât. Sau în inimă. Da, dar dacă mișcarea nu era suficient de precisă, va avea destulă forță ca să-mi dai gâtul și să mă facă bucăți. Mă tot gândeam cum să-l lovesc. Brusc s-a întors și mi-a spus cu o voce cam ciudată. Iubito, nu vrei să mergem astăzi undeva la picnic, la marginea orașului? Într-un geamantan? Mă gândeam. Da, de ce? Păi, mai schimbăm și noi aerul. Mi-am mai plimbat. Mă tot gândeam cum să-l lovesc în gât. Dar evident că va reuși să-mi prindă mâna și-mi va tăia gâtul aici în bucătărie. Ei, de ce nu răspunzi, mergem? Am decis să aștept până se întoarce cu spatele la mine. Dar nu s-a întors. M-a tras către el. Și m-a sărutat.
am vrut să-l lovesc chiar atunci. Dar, da! Da, îmi plac magii! Îmi plac! Sunt foarte... foarte... roșii. Până la urmă m-a convins să venim aici. Undeva la marginea pădurii, nu! Nu în parc, e prea multă lume, m-a săturat de oameni, de agitație! Am înțeles. Din fericire, mai sunt câțiva oameni pe aici. Da. Dar va aștepta ca ei să plece. Și apoi mă va strangula. Sau... mă va lovi cu termosul în cap. Sau... mă va târî în pădure. Și apoi va căuta cuțitul de unt. Îmi va tăia toate hainele de pe mine. Îmi va săruta tot corpul. Apoi... se va urca pe mine. Și mă va iubi o oră întreagă privindu-mă în ochi. Fac o listică de vin. Se va întoarce. Îmi va scoate ochii. Un mic cadou pentru câinele lui. Își va băga limba în orbite. Atingându-l în continuare trupul, tandu, cu degetele lui fine, se va plimba pe malul râului. Va reveni. Îmi va tăia mâinile, apoi picioarele. Se va juca cu membrele mele. Va pune mâinile în locul picioarelor și invers. Mă va iubi din nou. Va lăsa furnicile să-mi invadeze corpul. Va lua aparatul de fotografiat. Va așeza din corpul meu. Va face diferite poziții. Și apoi va face fotografii. Va lua capul și îl va băga în lada frigorifică. O va duce la mașină. Va aduce pungi. Mă va băga în ele și mă va arunca în râu. Se va spăla. Se va întoarce acasă. Va spăla capul sub robinet și va dormi lângă el. Nu. Nu vă lăsa să-mi fac asta. Iubitule!